Procesul de reabilitare al perlei culturale municipale și anume Teatrului Mihai Eminescu este în plină desfășurare. Lucrările sunt în grafic, iar muncitorii firmei Victor Construct înaintează în procesul de lucru pe zi ce trece. La momentul actual s-au finalizat în linii mari intrarea principală și cele două anexe. Am terminat și zidăria la grupurile sanitare, am început la intrarea principală, săpăm în grădina de vară pentru rezervoarele de incendiu și se lucrează la sala mare la desfacere. Inginerul de la firma constructoare a precizat că în primăvară se vor demara lucrările la acoperiș și pe partea de arhitectură. De asemenea, anul acesta, constructorul intenționează să realizeze atât branșamentul electric, cât și pe cel de la rețeaua de apă și canal.